Dragă și prieteni, Petrolul Ploiești joacă astăzi pe stadionul Ilie Oană în sferturile Cupei României împotriva Astrei, formație care până în 2012 a evoluat la Ploiești și apoi s-a mutat la Giurgiu. Merloi încearcă să trimită spre Răduț, Lică nu respinge grozav, Balaure este în careu, centrarea lui Balaure, fabuloasă intervenție aici a lui Myers. Pândea Cârpici și ar fi înscris cu siguranță dacă nu intervenea Bart Myers, jucător crescut de NAC Breda. Răduț are spațiu, tot Constantinescu încearcă să-l blocheze, trece ușor Răduț și șutează destul de bine, destul de periculos. Prinde Chitanov. Nu știu cum se descurcă pe fază defensivă, să vedem pe Răduț, pe centrul porții, apără Chitanov. Nu știu cum se descurcă pe fază defensivă la manș, pentru că deocamdată n-a prea fost testat. Dar pe atac nu se mișcă rău, se vede că știe fotbal. Știe unde se plaseze. Trimite Balaure, balon resprins prost și este 1-0 pentru Astra. Înscrie Merloi. Greșeală defensivă uriașă a celor de la Petrolul. Astra deschide scorul în minutul 50 prin Merloi. Este o eroare uluitoare în defensivă. Merloi se bucură pentru că este primul său gol pentru Astra. Vă spuneam, a marcat de 4 ori în Liga 1. Dar pentru Clinceni, greșeală teribilă a stopărului crescut de Dinamo, Viorel Lică. Decât să intervii așa, mai bine lași mingea să treacă. Este practic o pasă pusă perfect lui Merloi, care profită. Greșeală de proporții făcută de Lică și asta deschide scorul. Din acest moment probabil că meciul se va schimba, Petrolul trebuie să iasă la joc. Mingea se întoarce însă la Raspopovici, Merloi... Oh, ăsta este penalti. Aici este o greșeală imensă pe care o face Silviu Pană. Îl lovește pe Balaure și se dă lovitură de la 11 metri. Ceruseră cei de la Astra penalti și mai devreme, dar faza a doua este absolut, absolut clară. Asta pregătește o dublă schimbare. Va intra Ștal, tânăr de doar 22 de ani, care are o perioadă foarte bună, cu 3 goluri marcate, am scris, inclusiv împotriva lui Dinamo. Va intra de asemenea și fostul golgheter al lui Dinamo, Matia Montini. Să vedem acest penalti. Cârpici are ocazia să marcheze primul său gol la Astra Giurgiu. Minutul 60. Elan destul de scurt al lui Cârpici, în poartă este Chitanov. Poate fi momentul decisiv al meciului. Dacă Astra face 2-0, va fi foarte greu pentru Petrolul să mai întoarcă. Cârpici! Fără niciun fel de emoții, 2-0 Astra. 2-0 Astra din minutul 61. Primul gol marcat de bosniacul Suleiman Cârpici la echipa din Giurgiu. Se fac acum cele două schimbări de care vorbeam, Ștal și Montini. Interesant este că Neagoie schimbă cei doi marcatori, pe Merloi și pe Cârpici.
recuperează Lică, o minge care ajunge la Moise. Moise plonjează pentru siguranță Lazar, pentru că e destul de clar că mingea se va duce alături. Șutul totuși nu a fost foarte rău. Zanadia, deviere la care portarul greșește, neverosimil, Chitanov alunecă, se face 3-0. A reușit să înscrie, iată, și Wüthrich. Dar asta este o greșeală de proporții monumentale pentru un portar care se gândește la națională. Chitanov, nu știu cum a reușit să ia acest gol. 3-0. Fanii Petrolului ar fi creat o atmosferă teribilă pentru adversar. Iată aici o intercepție a lui Roger Balint. A fost greșeala lui Grauvaț. Balint, penalti. Penalti pentru Petrolul, obținut de Balint, care s-a interpus inteligent între Grauvaț și minge. E penalti, este o imprudență a lui Grauvaț, a fost abil acolo Balint. Sigur că e târziu, e minutul 85, puțin probabil ca formația din Ploiești să reușească să revină. Dar Vaiușii încearcă să marcheze golul de onoare. Atenție la Lazar, este un portar capabil să apere penaltiuri. Vaiușii apără Lazar, este o minge pasată la portar, execuție catastrofală a celui mai tehnic dintre jucătorii Petrolului. Sigur că, până la urmă, dacă e să ratezi, e bine să ratezi în acest meci, pentru că oricum nu mai erau șanse să întorci partida, dar wow, de mult n-am văzut o asemenea execuție. Distanța este mare, sunt 30 de metri de poarta lui Lazar. Mult alături. Ultimul sfert de finală se dispută mâine între Dunărea Călăraș și Dinamo. Partida se încheie cu victoria categorică a Astrei, 3 goluri marcate în repriza secundă și este o știre asta, prestație perfectă, aș spune, a brigăzii de arbitri condusă de Florin Andrei Chivulete. Victorie indiscutabilă a giugiuvenilor care merg în semifinale. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. O seară liniștită, la revedere!